Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la știri. Numărul românilor cu coronavirus crește de la oră la alta în țara noastră. Un bărbat din județul Galați este al 13-lea caz cu COVID-19 din România. Acesta a venit din Italia în urmă cu o săptămână. Colega mea, Gabriela Mihaini, se alătură cu toate informațiile. Gabi, bună seara, te ascultăm. Bună seara, este vorba despre un bărbat în vârstă de 72 de ani care a venit din Lombardia în data de 29 februarie. Ieri bărbatul s-a prezentat la medic după ce a dezvoltat mai multe simptome și imediat i-au fost făcute toate testele. A fost transportat cu izoleta din locul în care se afla în cadrul Spitalului Județean Galați, la secția de boli infecțioase, acolo unde de altfel este și internat în prezent. Iar în aceste momente știm că este într-o stare generală ameliorată, fără febră. Important de menționat este că vorbim despre al 13-lea caz confirmat din țara noastră cu coronavirus și astăzi au fost confirmate numai puțin de 4 cazuri. Și tot astăzi a fost confirmat și primul caz din capitală. Este vorba despre un bărbat de 49 de ani întors pe data de 27 februarie din Roma. Așadar, vorbim despre o zonă care nu era afectată de acest virus și aseară a prezentat anumite simptome care nu au fost până acum prezente în cazul coronavirusului. A fost imediat testat de către medici și pentru COVID-19, tocmai pentru că a menționat că s-a întors din Italia, Roma, și în aceste momente se află internat. Starea lui de sănătate este una bună. Așadar, autoritățile fac acum tot posibilul să ia legătura cu persoanele cu care au intrat în contact noile persoane depistate cu coronavirus și totodată mai este o informație importantă venită din partea autorităților, pentru că știm că și la Timiș este o situație destul de complicată după ce au apărut simptome în cadrul unor elevi dintr-un liceu. Ei bine, astăzi au fost ca urmare a anchetei epidemiologice au fost identificați 20 de contacți ai apropiații ai tinerei de 15 ani depistată cu coronavirus. Gabriela Mihai, îți mulțumesc foarte mult pentru informații și stăm în continuare de vorbă cu Alexandru Rafila, șeful laboratorului Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș. Bună seara! Bună seara! Domnul Rafila, al 13-lea caz cu COVID-19 confirmat în acest moment. Este vorba despre acest bărbat din județul Galați. A fost confirmat și primul caz de coronavirus din București. În țară, în întreaga țară, sunt 16 persoane în carantină și 13.000 de persoane izolate la domiciliu. Numărul cazurilor, vedem, crește. Cum credeți că vor evolua lucrurile în perioada următoare în țara noastră? Dacă faceți așa o observație legată de cazuri neregistrate până acum în România, ați văzut că noi am avut practic cazuri importate din Italia și încă câteva cazuri ale unor contacti cu acești pacienți care s-au infectat în Italia. Deci discutăm despre cazuri de import și de câteva cazuri de transmitere locală. Până acum nu am avut o transmitere în comunitate. Asta este lucrul cel mai important și până la urmă tot efortul pe care îl fac colegii de la Direcțiile de Sănătate Publică și de la Institutul Național de Sănătate Publică și, bineînțeles, alte instituții publice se canalizează în acest sens, adică să identificăm contactii cât mai rapid și să încercăm să evităm transmiterea necontrolată în comunitate, pentru că sunt câteva țări în care salturile pe care le înregistrează cazurile noi de la zi la alta sunt impresionante. De exemplu, în Olanda, de la 60 la 180 de cazuri într-o singură zi. Gândiți-vă că asta înseamnă că sunt persoane care sunt infectate, ele nu știu că sunt infectate și răspândesc infecția în comunitate. Și efortul cam în zona asta se concentrează în acest moment.
Bun, spuneați că în Olanda numărul a crescut foarte repede, da, de la 60 la 100 de cazuri. 180. 180. Suntem pregătiți în cazul în care și la noi în țară numărul va crește tot ce, mai mult? Ce înțelegeți dumneavoastră prin întrebarea asta, dacă suntem pregătiți? Din ce punct de vedere? Din toate punctele de vedere. Din toate punctele de vedere, nu există nicio țară care să fie pregătită din toate punctele de vedere să limiteze numărul de cazuri în mod drastic, imediat. Noi trebuie să ne asigurăm că limităm transmiterea în comunitate, că personalul medical este protejat, asta este prioritatea numărul unu pe care au toate statele, pentru că personalul medical este esențial în asigurarea îngrijirii pacienților de toate felurile, cu coronavirusuri sau cu coronavirus, infecție de coronavirus sau cu alte afecțiuni. Și, bineînțeles, trebuie asigurate condițiile în măsura posibilului pentru cazurile grave. Noi, din fericire, până acum n-am avut niciun caz grav. Ați văzut că bolnavii au fost foarte ușoare și n-au necesitat măsuri de terapie intensivă, cu o singură excepție pentru scurt timp, este pacientul de la Cluj, dar, în general, n-au fost probleme. Dacă însă numărul de cazuri se va multiplica și vor fi afectate categoriile la risc, persoane vârstnice, persoane cu comorbidități, atunci întrebarea dumneavoastră într-adevăr este foarte preocupantă, pentru că numărul acestor unități de terapie intensivă este limitat și nu mă refer doar la spitalele de boli infecțioase, mă refer în general la unitățile de terapie intensivă. Ce se întâmplă în nordul Italiei, de exemplu în Lombardia, și mortalitatea mare care a fost înregistrată acolo se datorează tocmai faptului că aceste unități de terapie intensivă sunt depășite, sunt supraaglomerate. Foarte mulți pacienți sunt într-un interval foarte scurt de timp și aici este și o chestiune legată de organizare, dar și o chestiune legată de șansă ca infecția să nu exploateze pur și simplu și să aducă la apariția unui număr mare de cazuri. Domnule Rafila, la final, ce sfaturi aveți pentru români? Ce avem de făcut pentru a limita pe cât posibil răspândirea? Să limităm, în primul rând, călătoriile internaționale, să încercăm să comunicăm cu cei apropiați care doresc să vină în această perioadă în România, să își amâne deplasarea dacă acest lucru este posibil și, la nivel individual, să luăm măsurile stricte de igienă a strănutului, spălatul pe mâini și să încercăm să ne tratăm în condiții de izolare atunci când avem o viroză de respirator, de orice fel, inclusiv gripa și cu atât mai mult infecția cu coronavirus, pentru că cel mai grav este să ne ducem în comunitate când suntem bolnavi. Asta este un lucru care trebuie să înțeleagă toată lumea. Ne izolăm la domiciliu, ne tratăm conform prescripției medicului și dacă afecțiunea este mai gravă, atunci ne apelăm la serviciile medicale spitalicești. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Alexandru Rafil a fost într-o legătură telefonică directă, președintele Societății Române de Microbiologie. Și este alertă în capitale, doamnelor și domnilor, după ce, vă spuneam, a fost confirmat primul caz de coronavirus